Bună ziua și bine v-am regăsit la Contramitologia cu Florin Maghiar și Madalin Hodor. Continuăm astăzi discuția cu invitatul nostru, Bogdan Bucur, încă o dată profesor și istoric la Facultatea de Științe Politice SNSPA. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd! Reamintim, Bogdan Bucur, autorul uh... Cărții Sociologia proastei guvernării în România Interbelică. Am discutat în prima parte câteva aspecte legate de perioada interbelică. N-am intrat foarte mult în detaliu, dar cred că a fost relevantă uh, această excursie uh, prin timp. Uh, am combătut, nu știu, pot să continuăm poate și în, și în ediția de față, niște mituri legate inclusiv de perioada interbelică, de lucrurile care nu au mers bine după Marea Unire și am conștientizat că existau probleme uh, și au existat mereu probleme în, uh, în România. Uh, aș... Dar nu insurmontabile. Nu-i Discutăm acum tot despre România. Da, nu insurmontabile. insurmontabile. Uh, aș propune să continuăm discuția uh, de la o întrebare a mea, nu rog, o provocare a mea către, către domnul Bogdan Bucur. Uh, statul român pare că nu a știut să administreze prea bine uh, România uh, Mare, cel puțin, și că a făcut niște greșeli în, în gestionarea lucrurilor. Uh, mă refer aici îndeoseb, pentru că în ediția anterioară nu ne-am referit la asta, dar vreau să spun... Dacă provinciile pe care, care s-au alipit României în 1918 și pe care le-ați enumerat erau, nu știu cât de cât, în, venite dintr-o zonă mai civilizată, mai aproape de democrație, în sensul din acea epocă a cuvântului, nu în sensul actual. Dar mă gândesc de și la Basarabia. Și am citit lucruri destul de proaste, și legate de administrarea Basarabiei de către autoritățile române. Basarabia, care era totuși o provincie nu foarte avansată, era mai înapoiată decât. Era. Am reușit să-i speriem și pe Basarabeni. Totuși. Dintre toate provinciile României mari, și dintre, din tot ceea ce am citit, asta m-a șocat și pe mine cel mai mult. De fapt, e pe locul 2. Pe primul loc, știți care este? Nu. Spuneți. O să vă placă. Vă rog. E ceva de o perversitate absolută. Administrarea Transnistriei. Uh -huh. Am și un capitol în carte despre așa ceva. Nu mi-am putut imagina, nu mi-am putut imagina că, e mult spus, români transnistreni uh -huh. pentru anii 40. Erau da. moldoveni transnistreni. Mă rog, da. populația românofonă din Transnistria inclusiv uh, ucraineni și ruși, oricum. cei investigații de echipele trimise de Institutul Central de Statistică și coordonate la fața locului de marele, marele nostru sociolog și statistician Anton Golopenția, sfârșit martiric în, uh -huh. în închisorile comuniste. Nu mi-am putut imagina că ceea ce a cules el și n-a avut îndrăzneala să i trimită ca raport mareșalului Ion Antonescu. Era regretul după vechea o o, 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 o cărmuire sovietică bolșevică. Uh -huh. Este șocant. Bun. Ne-am făcut acolo Da. Da. Nu și vreau ca bolșevicii. Uh, dacă veți citi, dacă citi dacă <laughs> capitolul respectiv, asta ca să vă zic, aici suntem uh în -huh. suntem în în zona perversiunilor absolute uh -huh. ale istoriei. Iar uh, Anton Golopenția este cazat, o să găsiți în carte este cazat într-o, mă rog, într-o la o doamnă într-o casă, el care are un domn, un domn în toată puterea cuvântului, și se purta minunat, și fem, mărturisește golopenția. A venit gazda mea și cu lacrimi în ochi. La un moment așa îmi zice, "Domnule Golopenția, dacă toți românii ar fi ca dumneavoastră, cât de bine ar fi." El care are un super domn, evident. Din păcate, din păcate, comportamentele acestea generalizate, comportamentele acestea ofensatoare, jignitoare, deplorabile sub aspectul a ceea ce înseamnă omul civilizat, al funcționărimii publice românești, îi compri mm -hmm. militarii și jandarmii da, trimiși acolo. Uh, acestea au lăsat mult de dorit. Nu vreau să... Autoritățile sovietice, ca să închid paranteza autoraznistă, autoritățile sovietice, de pildă, nici eu nu știam câteva lucruri, a trebuit să mă documentez, că nu înțelegeam că este obsesia cu palma, cu chestiile astea. Uh -huh. Bolșevicii au reușit câteva, au făcut multe, mizeri, multe mizerii, aici pâinea dumneavoastră nu vă iau, nici nu nici un nu subiect. Dar printre lucrurile bune au fost, de pildă, interdicția bătăii în Uniunea Sovietică nu puteai să bați. Bine, putea să ucidă KGB-ul. Asta da. Aveau... Te lua cu monopol. Volga, dispărei. Da. Ai avea okay. să fac asta. Da. Dar tu, funcționar public sovietic, să te duci să pălmuiești în piața publică, la școală, oriunde, un cetățean sovietic, așa, să-ți joc de el, uh -huh. ei bine, lucrul acesta nu se putea. Și să câteva chestii de-astea simple să le inoculeze tuturor. Pentru ei a fost un șoc când românii au venit și dă palme și pum. în piața publică. Nu ca administrator, ci ca stăpân, Ca stăpân Exact. Da. Exact! Iar acestea sunt comportamente moștenite din străfundurile evului nostru mediu. Pe care le-am dus cu noi în modernitate și anumite sisteme de extractive în ceea ce privește resursele. Ajung chiar și până astăzi. Inclusiv faptul, îl urmăresc pe domnul Hodor și lupta pe care o, o duce dânsul și colegii dânsului de la CNSAS, pentru un principiu absolut de legitim, simplu, egalitatea venit. Noi nu avem, la noi nu funcționează, închid paranteza, noi la noi nu funcționează ideea de lege unică a salarizării pentru aceeași funcție până în salariu, indiferent unde ești. Na. Nu, este în funcție de apropierea de putere a, li, a conducătorului instituției sau a instituției și atunci sunt zeci de legi particulare care sugrumă și asasinează principiul legii salarizării unitare. Zic, Dar... Vă dau un exemplu. Acum mă întorc. Vorbeam, scuze o clipă, pentru că a, a, ați atins subiectul ăsta. am spus în prima parte a emisiunii noastre, la un moment dat, făceați o analiză a statului și vorbeați despre privilegii și despre modul în care anumite categorii socioprofesionale își iau niște privilegii, altele nu le au, ceea ce este un factor de tensiune socială care contribuie la percepția asta generală a unei societăți care nu este în regulă, care mă rog, e axată mai degrabă pe lucruri negative și vreau să vă să vă întreb cum pentru că vorbeați de chestiunea asta cu instituții și proximitatea de putere, senzația mea este, și poate puteți să mă combate sau să confirmați dacă e așa, că am trecut după 1989 de la un sistem hipercentralizat în care puterea exista într-o singură mână a unei singure persoane, la un sistem în care puterea odată disipată a fost luată și pur și simplu fiecare Insulă de autoritate, a încercat să-și maximizeze puterea, să ia cât mai mult din această putere, să-și creeze propriile reguli, propriile privilegii pe care le apără într-un fel de stat care nu mai este un stat, ci este o insulă de autorități. Aveți, adică puteți să comentați chestiunea asta, e adevărat ce spun sau e doar o percepție? Um... Aceasta este și senzația mea în mare măsură. Într-un fel sau altul, asta înseamnă, știți bine, principiile descentralizării. Uh -huh. Deci, într-un fel sau altul, până la un punct ar fi nat. Natural în sensul de descentralizare a puterii, da. de deconcentrare a serviciilor publice, Corect. de apropiere a lor. E un check and balance clasic, așa trebuie să funcționeze. Da, Dar la noi, din păcate, și aici ar fi o, o altă discuție mult mai amplă cum spuneați dumneavoastră în emisiunea trecută e vorba de materialul clientului și de materialul social românesc. Din păcate, uitați-vă când facem așa ceva, cum se întâmplă ca barbaronii? Cum se întâmplă că atunci când avem genul ăsta de și genul ăsta de relaxare democratică, firească, apare câte un satrap în aproape fiecare județ atenție, ales cumva da. Nu iese din neant. Același lucru se întâmplă cu anumite instituții care capătă niște puteri extraordinare și o influență teribilă asupra statului, în detrimentul maselor populare, ca să folosesc o expresie comună. Dar și în detrimentul largi, altor instituții. Instituții și clase socioprofesionale. Exact. Pentru educație, îmi dau un exemplu așa, care mă doare. Pentru educație niciodată nu se găsesc bani, uh -huh. niciodată nu există resurse disponibile. În schimb, nici nu vreau să dau alte exemple, pentru că sunt atât de deranjante și de jignitoare și de ofensatoare, încât este de o gravitate teribilă, dar plătim, știți bine, ce pensii plătim și ce salarii în unele zone. Deci, dar nu asta este discuția, dar sunt de acord cu dumneavoastră, dar cumva ar trebui e să fie aduce... ceva ce vine din vine trecut, nu, vine, din, sau? Nu, vine din modul în care noi uh, educăm și civilizăm această țară uh, într-o manieră, într -o manieră uh, nesatisfăcătoare prin intermediul sistemului de educație, care a fost lăsat foarte jos, în care nu mai intră oameni cu har și cu har și talent care bineînțeles că trebuie plătiți acești oameni, cei mai talentați copii ai noștri care ies din propriile noastre facultăți, niciunul nu-i trece pe în cap decât dacă e nebun, smintit să se ducă să fie profesor, Dumnezeule Mare! Ce, ce, ce copil bine înzestrat, uh, intelectual și cu, 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 cu calități adevărate, uh, profesionale, dobândite prin studiu profund, la 21 de ani, își dorește să se facă profesor. Și să fi de la facultate. Fost -am primit. în primit situația asta, dar. Ați abandonat? N-am rezistat mai mult de 2 ani. Despre asta este și vorba. Aveam 22 de ani, într-adevăr, când am intrat în sistem, m-a doborât. Despre asta este vorba. Nu aveam ce munca. Știu. Ăla era salariul pe care îl luam, de nu aveam ce să mănânc. Păi eu am mai spus-o. Nu... Și mă gândesc că astăzi lucrurile nu sunt, cred, simțitor. Păi pot să vă mai... dau eu un exemplu, că am mai spus-o și o spun așa, acum relaxat, dar uh, am mai spus-o în câteva interviuri, cred că și aici cu domnul Nahoi, uh, din salariul meu de la universitate îmi, plăte îmi, plăteam până acum, că acum ne-am mai dat, nu vreau să folosesc o expresie așa, dar... Ne-a dat. Exact, exact, ne-au mai, ne ne mai dat, mai, de dat, ni câteva sute de lei, ceea ce s-a întâmplat, știți bine, da. Uh, vara trecută, dacă da. -a, așa. Uh, dar uh, până vara trecută, uh, când ne-au mai dat câteva sute de lei uh, la propriu, uh, din salariul meu de la universitate plăteam rata la bancă pentru apartamentul de două camere în care stau cu familia și uh, grădinița copilului. Ah, okay. Acestea două, total face împre uh, care nu sunt cheltuieli de lux, sunt uh -huh. absolut naturale. În, în Poți, trebuie să l duc pe fim undeva. Ei bine, astea două însumate făceau cât salariul meu. Deci România te obligă să ai mai multe joburi, te obligă să cauți colaborări, te obligă, te obligă la un anumit tipar uh -huh. de a fi român. Nu știu uh -huh. cum să vă spun. și mă rog. Acum aș vrea să mă întorc la întrebarea dumneavoastră foarte importantă despre Basarabia. Uh -huh. Pentru că eu sunt extrem de apropiat și astăzi de Republica Moldova și de prietenii mei de acolo și e un subiect pe care îl discut frecvent. România se pricepe foarte puțin la Republica Moldova, uh -huh. astăzi, cum s-a priceput la Basarabia, și cum am înțeles Basarabia, foarte puțin spre deloc și în perioada interbelică. E adevărat că Basarabia era cea mai puțin dezvoltată sub multe criterii pe care le-am acoperit în carte, provincie românească, dar trebuie, nu trebuie uitată o perspectivă de la care trebuie să pornim. Basarabia era pentru Imperiul Rus provincia, una dintre provinciile cele mai vestice. Iar ea a devenit pentru România Mare cea provincia. Mai provincia cea mai estică. și este sistemul de referință. Depinde de, de, de unde, unde te uiți. Nu e, nu e frumos, dar spun acum, după da, care da, vă este. mai dau un detaliu de natură. Nu o să-l dezvolt că nu avem timp, dar dacă doriți o veți putea face dumneavoastră. Încă un element. Bas... Distanța dintre Chișinău și Odessa în perioada țaristă este egală cu distanța dintre Chișinău și Iași în regatul României. Unde crede, care, cred, care dintre cele două relații de apropiere comercială este mai importantă pentru Chișinău? Portul Odessa <laughs> sau orașul Iași? Nu da. N-are rost să răspundem. Nu. N-are niciun sens. Nu. Cu alte cuvinte, în Imperiul Țarist, toate produsele Astea naturale pe care le producea Basarabia, că ei produceau, știți bine, mm -hmm. legume, fructe, da. animăluțe pe care da. le exportau. Ce producea Basarabia cu, mă rog, ne putem imagina acum 100 de ani, dacă nu ne putem imagina, citiți sociologia proastei Guvernării România interbelică, parcurgea o distanță relativ scurtă până la Odessa, când erau încărcate pe niște nave. nave și și nu are sens să discutăm ce înseamnă uh, transportul, transportul maritim. maritim da. Nu are sens să discutăm este cel mare, mai da. ieftin. Basarabia, ca provincie românească, cu toate legăturile tăiate și interzise, evident, era graniță. Ce graniță aveam pe Nistru? Hai să fim serioși, era graniță de fier, de beton armat. Dumnezeule mare! Ei bine, România Mare a însemnat această realitate. A adus, într-o formă sau alta, un anumit grad de sărăcie inerentă, din punct de vedere economic, în Basarabia. Din aceste cauze geopolitice, politice, geostrategice, nu în sfera economică. Da. Uh. da a scurt, circuitat tot. Circuitat, tot. Okay, dar Pe de altă parte, Să oferi viață. ceva în plus, adică sigur că niște condiții da. pot să fie în defavoarea ta, dar să poți compensa într-un fel. Pe de altă parte, pe, da, ca să compensezi trebuie să ai un buget de stat generos. E. Noi -am și avut... să te gândești la asta. Exact, noi n-am avut asta. Pe de altă parte, acum vreau să fiu și vreau să fiu echilibrat și încerc în puținele minute pe care, firește, e formatul emisiunii dumneavoastră și nu avem ce să facem încerc doar să am niște câteva gânduri ca să echilibrez lucrurile. Adevărat, în România mare, elita pe care a avut-o Basarabia a rămas în viață. Adică e mare lucru să mai trăi... Au mai trăit au 20 mai trăit de ani. Până au venit exact. Au, mai care trăit... au băgat pe toți exact. Asta este pâinea dumneavoastră și nu mă bag. <laughs> da. Exact. Au mai trăit 20 de ani. Nu e puțin lucru să mai ai 20 de ani în viață, mă refer la, nu, nu mă refer la populația obișnuită, mă refer la chiaburi și la, uh, populație, la uh, categoriile socioprofesionale uh, uh, care erau în indexul roșu al uh, comunismului și le știm foarte bine, uh, sunt și prezentate în carte. Uh, mai apoi, gu, uh, guvernul de la București în perioada interbelică a avut, inter a manifestat interes față de problemele Basarabiei și a încercat într-o anumită măsură să le rezolve. Am avut generali care au fost impuși ca și guvernator al. Am, am încercat, deci, administrații speciale ca să eficientizăm, să ajutăm Basarabia. Cămine culturale, unul dintre marile proiecte ale profesorului Gusti, cel mm -hmm. care mi-a inspirat, care m-a inspirat în această, în această, carte, și școala sociologică de la București, că minele culturale, deci, de, pildă, sunt construite mai abitir în Basarabia decât în Transilvania. Ea n-aveau nevoie. Iar aveau. Aveau, bravo, bravo. Sau un banat. Da. România Mare nu prea construiește, de pildă că mine, e unul dintre proiectele mari ale școlii sociologice de la, de, 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 de la, București, cu o, anumită, cu o anumită filozofie extrem de interesantă, pe care astăzi o găsim într-un concept extrem de modern, și anume cel de dezvoltare durabilă. Școala Gustia a avut această gândire de dezvoltare durabilă și căminul cultural era pe componenta culturală un pilon al conceptului de dezvoltare durabilă, să aibă oamenii aia în sat, să, să luminăm satul, Cumva. Mm -hmm. Și atunci o gândesc, avem nevoie de această instituție. Deci, am făcut școli, nu că n-am făcut nimic, mm -hmm. dar uneori, și aici spun un lucru pe care este foarte sensibil, nu o să am timp să-l explic, dar îl, îl enunț, chiar dacă câțiva dintre ascultătorii noștri probabil că se vor necăji, uneori o palmă dată în piața publică este mai gravă decât o, 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 Volga, o neagră. volgă neagră trasă în fața casei unui cetățean la 4 sau 5 dimineața cu invitarea că nu te, nu te, nu, nu te violentau în casă, decât te invitau să-i urmezi. Erau, ști, știți, știți, textul clasic. Da. rugăm să ne urmați, o simplă anchetă, vă întoarceți în mm. două resteți înapoi acasă. Așa era prezentarea. Venea o volgă neagră, te invitau frumos înăuntru, după care nu te mai întorceai niciodată, aveau și grijă să lanseze în, ur în spate uh, povești cum că uh, Rusia, indiferent de regimul politic, o țară mare, uh, -a, a plecat cu o duduie prin Kyrgyzstan, uh, Kazakhstan, Uzbekistan, uh, trăiește cu un știu, și vreau niște dastea în spate și are mai Uneori, dispariția unui om cu o volgă neagră uh -huh. pare mai. În, în percepția publică este mai puțin înfricoșătoare deși este, po po poate părea sub, sub aspectul acțiunii propriu-zise și a consecințelor propriu-zise, de sigur că nu sunt comparabile cele două, mm -hmm. dar pentru percepția publică să-i dea o palmă sau un pumn uh, tu, uh, polițist român, jandar român uh, primar român uh, unui basarabean într-o piață publică, din păcate poate părea mai puțin gravă prima treabă pe care am spus-o deși e absurd, sunt de acord cu asta Aș vrea să mă întorc un pic la o discuție, da, o problemă pe care ați enunțat-o mai devreme, respectiv aceea legii salarizării unitare, schimb registru. Este o dorință a statului român modern, veche de 150 de ani. Un proiect pe care statul român nu a reușit să realizeze nici până în ziua de azi. Ce s-a întâmplat? De ce există în continuare această piedică, acest blocaj administrativ, în, în, ce în ce fel se pot explica lucrurile? Nu, e, e este, există. Adică e, e, e există ca lege, dar este, deci se, se întâmplă, este edictat un act normativ adoptat de Parlament, după care se întâmplă ceea ce noi știm, feudalismul ăsta politic. În funcție de influența politică a unor membri ai cabinetului, Legea respectivă este asasinată prin diferite intervenții solicitări de a majora și de a-i aș favoriza fiecare aparatul din spate. Și atunci încep să ceară sporuri, avantaje majorări salariale într-o parte sau alta în funcție de apropierea și influența politică pe care o au asupra decidentului principal. Adică deci, okay, boierii fiecare trage fiecare boier în funcție de cât... lui. Exact. Astfel încât, uh... Astfel încât principiul unității legislative este asasinat. De altfel noi avem foarte puține acte normative care să acopere uh, 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 transversal uh -huh. toate categoriile sociale, socioprofesionale. Păi dacă ești funcționar public cu rangul cutare, păi peste tot să fie aceeași. Eu, am dat bine este un exemplu. De bun simț. Noi avem legi particulare. Mai spuneam eu cândva, în calitate așa de absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea din București, la noi nici legea în sensul roman al ei. Legea e o chestie universală, pentru toți. Noi nu avem, nu prea avem legi în sensul ăsta. La noi sunt legi speciale, sunt legi particulare, sunt legi, dar este în sine, este violat principiul concepția romană, că noi suntem, funcționăm totuși după dreptul roman, de universalitate a subiectilor care să fie anvizajați de o lege. Nu, nu, nu există, nu, legile nu pot fi particulare, speciale, sectoriale. Nu că nu pot fi, pot fi, bineînțeles că pot fi, dar nu ăsta e sensul legii. Legea este uh, generică Universală. mai degrabă decât specioasă. Da. Și așa trebuie să funcționeze. Da. Și nu se întâmplă. Numai că la noi, de exemplu, există și o chestie foarte interesantă, este legiferarea în afara cadrului legal. Asta e o chestie mai veche. De exemplu, securitatea făcea chestia asta înainte de 89. Securitatea, între alte lucruri odioase, a fost și emitent de legi. Secrete. Secrete. Adică securitatea venea și dădea, făcea niște prevederi. Avea niște prevederi. Exista Constituția, exista a Republicii Socialiste România. Existau niște legi, existau niște legi. Dar venea securitatea și le amenda respectivele legi, le confecționa cum credea ea că e mai bine pentru ea. Era le dădea la secret, le știa doar securitatea și cine le aproba. Și martale, dacă nu știai legea aia, puteai să fii insultat oricând pentru chestia asta. Ei legiferau în cadru secret. Dar ca să fie lege, trebuie să fie publicată în monitor oficial. Nu, nu, mă refer la norme și normative pe care le okay. emiteau. Okay. Nu legi publicate în monitor oficial. Pentru că în perioada, iarăși am, am subliniat și vă las să vă cedez imediat microfon. Am, am spus asta și în sociologia proastei guvernări, e un caz fabulos. Nu știam, Moruzov la un moment dat legea cerea să toate instituțiile publice să aibă organigramă publicată în monitor oficial. Ceva de genul ăsta. Uh -huh. Și s-au gândit ăștia de la SSI, păi nu aveau cum să publicem organigramă, că îi desconspirau pe, ea, pe toți. De sigur, au avut problema asta. Avut problema. Și atunci au făcut-o. Au publicat și ei monitor oficial și au existat două numere de monitor oficial. Uh -huh. Așa de mulți erau. Sau așa de... Nu, două numere, doar două exemplare. A, două tipărite. exemplare. Două exemplare a, tipărite. A, și a zis, am de, înțeles. Legea impune să fie publicată. Am publicat -o? -o am e publicat -o, făcute, dar numai eu am acest exemplu. E, a, am înțeles. Ok. Și <laughs> deci, am crezut okay. că e ceva de genul... Iertați, mă a fost. Nu, locu... nu era. Nu era. Nu da, o -o asta. Prin 39, sau era. Nu era. Nu era. Nu era. Nu era. de era. ăsta. era. Pur și simplu o legiferau în afara cadrului legal. Adică, pur și simplu, existau legile și existau legile pe care le aplica. Am înțeles. Le, norme în sensul de norme de aplicare și așa mai departe. Ei, astăzi există chestiunea asta, o lege este amendată. În mai multe feluri și se, pot se poate ajunge la o variantă prin justiție, de exemplu, amendarea unor prevederi legale prin justiție. Procese, nu știu ce, hotărâri ale curții constituționale, în alta curte și așa de mai departe. Bine de și transformă textul legii, ba, poate să imită cu o cu totul altă prevedere normativă. Există emitenți de norme instituționale. Fiecare instituție emite norme, de regulamente de ordine internă, norme de aplicare a, nu știu ce legi care au sau nu au legătură, se, cum să zic, da, respectă sau nu respectă prevederile legale. Deci există un din punct de vedere, există un haos legislativ general, pentru că vorbeați de legile care sunt aplicate Trecute prin Parlament, și după aceea uh, se intervine asupra lor și ajung în uh, diverse forme de. Da, da, uh, nu -o, -o, o să putem uh, analiza în această emisiune, care nu are cum să dureze la nesfârșit, uh, cauzele acestor fenomene, mm -hmm. dar ele, gândindu-mă și încercând să spun așa, în puține cuvinte, uh, ele vin dintr-o lipsă a bunei credințe mm -hmm. și într o lipsă a bunului simț în exercitarea funcțiilor publice și în administrarea resurselor publice, care iarăși sunt valori culturale și morale care nu sunt inoculate în diferitele procese de socializare primară, secundară, terțială, prin, terțiară, prin uh, diferitele instituții care se ocupă cu așa ceva, școală, familie, uh -huh. biserică. Da era un exemplu clasic despre, uh, un exemplu clasic l-am și verificat uh, despre legea achizițiilor publice în Marea Britanie acum am schimbat-o, da? Cu 10-15 ani oamenii nu aveau lege uh -huh. adică, eu dacă, dumneavoastră dacă trebuie să cumpărați 10 cărți S -s -s. dumneavoastră nu știți că trebuie să negociați, să obțineți un preț mai mic că luați 10? Da, da. Bineînțeles deci fiecare dintre noi când negociază pentru sine știe ce trebuie să facă, să, să cumpere pentru sine uh -huh. ceva ce nu știi să faci același lucru și cu bugetul statului? Adică ce îți trebuie lege, îți trebuie mecanisme, îți trebuie, nu îți trebuie nimic, adică îți trebuie doar și bună credință. Mai este o chestiune, le, 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 legile pentru excepții, adică legiferăm excepții. Uh, o, o, apetență pentru... Asta am și spus. Da, asta am și spus. Legiferarea este... excepției excepții. Uh. voiam să vă rog, pentru că ne apropiem încet, încet de finalul discuției noastre, să încheiem pe un ton pozitiv, pentru că așa anunțam de așa am început, discuție, Dar la că... între timp am mai schimbat. Avem un titlu al cărții care sună cumva negativ, dar prin comparație lucrurile pot fi privite într-o perspectivă luminoasă. Ce vreau să spun eu? Noi trăim în România și mulți dintre noi suntem nemulțumiți din cauza acestui lucru sau datorită acestui lucru, nu știu. Oamenii sunt mai degrabă nemulțumiți decât mulțumiți. Însă, ce am constatat eu? Oamenii sunt nemulțumiți pentru că se uită mai degrabă înspre Germania și Norvegia decât să se uite în uh, celelalte trei sferturi din lume. Pentru că avem și America de Sud, avem și Asia, avem și Africa. Până la urmă, de ce am fi noi nemulțumiți? Și ce ne faceți să fim așa? Pentru că, așa cum spuneți. Uh... Când pe plajă la Eforie Sud. Nu trec motocicliști în armați uh -huh. ca pe alte plaje din America de Sud uh -huh. și care să-ți ridice geanta de pe prosopul pe care stai ca să faci plajă la soare. Mă iertați. Deci eu, cel puțin în acest moment istoric în care ne aflăm, cred că în România, pentru simplul fapt că ne aflăm în Europa, care este o, o, o oază de civilizație. O oază de civilizație și un magnet pentru oameni din întreaga Indiscutabil. lume de ce am avea motive de nemulțumire sau mă rog este foarte bună perspectiva dumneavoastră. E această este discuție pe care am și același argument pe care l-am repetat în cele două episoade depinde cu ce compari. Dacă te cu ridici, exact. dacă, te ridici dacă, dacă ai capacitatea de a face din când în când acest exercițiu și uitați-vă, până și în emisiunea dumneavoastră, moderată de doi oameni serioși din punct de vedere intelectual, uitați-vă cât de puțin timp am acordat temei pozitive. Da. Sunteți de acord, nu? Am ajuns, deci am zis că o să facem o emisiune super pozitivă. Super pozitivă. Am început să vorbim de toate nemulțumirile noastre. Și ne-am adus aminte, așa, adus că aminte și de altele. Și acum când vrem să zicem ceva de bine, trebuie, trebuie, să trebuie să închidem. Trebuie să închidem. Vedeți? Cu alte cuvinte, când dacă reușim să ne ridicăm, și nu e, nu e puțin lucru, deasupra propriei noastre persoane și adevărat să avem acces și la date. Nu este doar așa o privire subiectivă, că așa fiecare poate să vadă. Am un prieten, Doamne Dumnezeule, s-a dus în Veneția cu 15 ani și ne întreb, măi băiatule, cum ți s-a părut acolo ce oribil? Îngrozitor. <laughs> Îngrozitor. Doamne Dumnezeule, cum să nu placă Veneția? Dar ce te-a deranjat? Bă, erau niște, la colțul străzii, niște băieți care făcuseră pipi pe jos. Miros. N Miros, exact. Bă, tu în Veneția te-ai uitat în jos? Tu nu te-ai uitat în sus? Tu n-ai văzut arhitectura aia care este copleșitoare pentru un oraș construit acum 500 de ani? Da. El s-a uitat în jos. Bun. Uh -huh. Deci, uh, exercițiu e bun. Uh, trebuie să te uiți în sus și, doi, uh, trebuie să ai acces și la date, să știi să interpretezi acest flux al istoriei. Că asta e viața, e complicat. Pus, și odată trebuie să ai două priviri. Odată privirea națională, că ne interesează cursul propriei noastre istorii, care este pozitiv din perspectiva noastră. Eu le spun studenților uh -huh. mei, ne avem sediu pe Bulevardul Expoziției snsp acolo lângă Romexpo, uh -huh. și le spun, băi, voi sunteți conștienți de faptul că dacă comandați un bolt sau vă duceți până acolo la colțul străzii și luați autobuzul de otopeni, ajungeți în 15 minute la otopeni și dacă sistemul de aeroport ar fi că la gară, cu bilete în gară, voi sunteți conștienți că cu simplul act de identitate pe care trebuie să-l aveți la voi în mod obligatoriu că asta e legea, trebuie să ai cartea de identitate la tine, poți să te urci în aproape orice avion și să te duci în orice țară din Europa și cred că și din alte părți doar cu cartea de identitate românească fără nimic altceva? Fără să se uite unul în dosarul tău? Nimic! Și vă dați seama cum era în trecut? Voi sunteți conștienți de fapt de ce procedură Bun. Deci odată trebuie să ai capacitatea de a te uita de sus, asupra fluxului național și apoi asupra ceea ce ați spus dumneavoastră, asupra fluxului internațional. Adică să vezi faptul că în să vezi faptul că în occident să, să, să poți să ți dai seama că uitându-te către orient, România este foarte, România este foarte bine Ast astăzi privind dinspre orient. E adevărat, dacă privești către occident, acum s-ar putea să ai anumite frustrări, dar nu este, dar și atunci când ne comparăm cu Germania, cu unele țări occidentale, ar trebui să fim un pic mai rezervați, că noi nu avem da, istoria. Și tocmai, uh... Sigur, dar uh, în același timp, cum spuneați, suntem în acea marjă de 25% dintre țările, uh, în care ceilalți 75% dintre oamenii de pe pământ și-ar dori să trăiască. Adică, avem uh... Uh -huh. Un stat care funcționează, avem servicii care funcționează așa cum funcționează. Avem străzi asfaltate, avem. Uh... Uh, Vă întrerup, avem cel mai important lucru pe care îl vede toată lumea. Avem un, un fenomen de imigrație. Exact. Uitați-vă în zona Horeca, că mergeți la. Din oameni să mergeți aici. Este un fenomen recent. Asta este e un fenomen. Un indicator. Un indicator al... vizibil de, de oricine. Du-te în orice restaurant sau șaurmerie sau ce mai vrei tu și vei vedea foarte mulți imigranți. Asta ți arată faptul că România a devenit o piață, o, o piață de muncă atractivă pentru unele, pentru unele zone Acum ale lumii. Acum 10 și ani de zile era doar, eram o, doar un punct de tranzit. Atât. Sau de, plecare. sau de plecare. Deci sunt foarte multe, dar este foarte bună perspectiva dumneavoastră. Am sugerat-o și eu și de fiecare dată mă întorc cu draga acasă, mai ales când mă duc în concediu sau plec în Orient și o fac din când în când și este un exercițiu pe care vi-l recomand tuturor. Okay să călătoriți mai drept, mai, mai, mai des, des în Africa, înspre Est, înspre est sau înspre Sud. Înspre călătoriți sud. mai mult în Africa, călătoriți mai mult în, dincolo de Iordania, chiar Se și schimbă perspectiva. Se schimbă perspectiva, perspectiva. fundamental. <laughs> nu mai mergeți, dragi români, atât de des în Franța, Germania să și... nu vă deprimați. Și Spania. <laughs> Începeți să faceți vacanțe prin unele țări care sunt fascinante, să știți, unele țări din Sudul Rusiei. <laughs> mergeți și vizitați Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azi, nu mai contează stanurile, stanurile. exact uitați-vă la uitați-vă la lipsa de garanție de securitate mergeți pe care în, o... Mergeți în China și încercați să folosiți internetul A a câtă drept am un, am, un, am un chiar și era, în Rusia eram, eram, am sunt zis în China e... ca să că... sunt, în, sunt în dialog cu cu Stefano Poda un minunat excepțional regizor italian cel care a pus în operă la Opera Națională București Oedip de George mm -hmm. și am făcut eu o, o cronică, Îi invit pe cei care ne urmăresc să o descopere, dacă vor tasta Bogdan Bucur, Festi -ă, Edip Georgenescu o vor vedea pe, pe gândul, pe platforma gândul și eu îl întreb ai citit? Mm -hmm. Și omul îmi zice nu că nu pot să deschid, sunt în China, am montat <laughs> ceva în China, vă exact. Și zic, cum mă, nu pot să ți-o -o 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 -ți trimit pe mail? I-am trimis-o pe mail, îmi răspunde și pe mail. Nu pot să deschid nici de pe mail, nu dar abia aștept să ajung în Italia, -a am aici, îți arată, <laughs> dar abia aștept să ajung în Italia, Stefano Poda, da. ca să pot să deschid și eu, cronica nu, ta, o cronica să o că sunt curioși și deschid despre... Nu pe am, am comentat degeaba <laughs> Deci, <laughs> deci uh, puteți să în, în Corea de Nord, puteți da, să faceți turism? În Corea. Nu știu dacă e primești. Nu știu dacă de Nord, În România comunistă dacă vă era foame, puteați să mâncați. <laughs> da. uh, okay. da. Haide că totuși am reușit să, să fim mai optimiști la sfârșit. Uh, mulțumesc foarte mult, Bogdan Bucur, pentru prezența la Contramitologia. Sper să mai avem ocazia să mai discutăm, pentru că în ciuda faptului că am discutat două ediții, tot n-am epuizat după cum simt eu așa subiectele. Uh, asta a fost contramitologia de astăzi cu Florin Maghiar și Madelin Hodor. Și, încă o dată, invitatul nostru, Bogdan Bucur, profesor și istoric la Facultatea de Științe Politice. SNSF. Și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru invitație, și le mulțumesc și ascultătorilor care ne-au suportat. În primul rând, pe mine. <laughs>